Influența factorilor de mediu asupra absorbției apei și sărurilor minerale. Lecție dedicată elevilor din clasa a 6-a. În organismul plantelor există organe specializate pentru diferite funcții. Fiecare organ are nevoie de serviciile celorlalte organe, deci este necesar un schimb de substanțe și mesaje care se realizează prin funcția numită circulație. Organele vegetale cu o pronunțată funcție de transport sunt rădăcina și tulpina. Apa și sărurile minerale alcătuiesc soluția numită seva brută. Plantele subacvatice pot absorbi apa pe toată suprafața corpului. La celelalte plante se diferențiază perișori absorbanți, care sunt prelungiri ale celulelor rizoderme din structura rădăcinii. Pe măsură ce rădăcina crește, vârful rădăcinii se deplasează de locul unde se află acel perișor. Cu timpul, el îmbătrânește și se rupe, iar rădăcina formează permanent perișori absorbanți noi. Absorpția apei se bazează pe un fenomen fizic numit osmoză. În principiu, o soluție mai concentrată absoarbe apa dintr-o soluție mai diluată atunci când între ele se află un perete semipermeabil, cum este membrana celulară. În cazul nostru, soluția din celulele rădăcinii este mai concentrată decât soluțiile din sol. Apa și sărurile minerale, astfel absorbite de către perișorii absorbanți, este transmisă vaselor lemnoase. Absorpția apei și a sărurilor minerale în plante sunt influențate atât de factori externi, cât și de factori interni. Principalii factori externi sunt apa, temperatura, oxigenul sau compoziția solului. Cantitatea de apă a solului este optimă atunci când apa ocupă 70-80% din spațiile solului. Solurile suprasaturate încetinesc absorpția deoarece rădăcinile nu mai pot respira, nu mai au energie pentru absorpție. Sub 0 grade, apa îngheață și nu este accesibilă pentru plante. Absorpția apei începe la 0 grade și crește până la 30-35 de grade, după care scade din nou. Prezența oxigenului în sol este necesară pentru activitatea celulelor rădăcinii și formarea de noi perișori absorbanți. De aceea, solurile vădătorite, chiar dacă conțin suficientă apă, nu favorizează creșterea și dezvoltarea plantelor. Plantele sunt adaptate la o anumită compoziție a solului. Substanțele toxice care ajung în sol dăunează tuturor funcțiilor plantelor. De aceea, poluarea chimică a solurilor provoacă pierderi de recoltă și duce la poluarea produselor vegetale cu grave consecințe asupra sănătății omului și animalelor. Factorii interni care influențează absorpția apei și a sărurilor minerale sunt vârsta plantei, starea rădăcinii și poziția frunzei. Absorpția este mai intensă la plantele tinere, cu rădăcini dezvoltate sau la plantele cu frunze poziționate la lumină. Absorpția este mai redusă la plantele care trăiesc în zonele foarte calde și au o transpirație scăzută, cum sunt cactusii. Provocare. Pregătiți apă colorată cu cerneală de diverse culori în eprubete. Folosiți câte o garoafă albă plasată în eprubete. Observați a doua zi cum s-au colorat garoafele. Acest experiment simplu demonstrează cum vasele lemnoase transportă apa colorată în petale. Vă mulțumesc pentru atenție!